Vă invit să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură, cei care o aveți la dumneavoastră și doriți să mă urmăriți, în Cartea Evanghelistului Matei, de la capitolul 20, de la versetul 1, de unde vom asculta în această dimineață cuvântul Domnului pentru momentele de rugăciune. Să fim cu luarea minte. Pagina în traducerea Cornilescu 947. Să ascultăm cuvântul Domnului. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii în vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă, eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun? Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Vă invit să vă reașezați. Vom lăuda toți împreună pe Domnul cu o cântare, apoi pentru prima rugăciune, fratele Daniel Vlașin ne va aduce câteva cuvinte, Domnul să-l binecuvinteze și să-l întărească. Amin. Am iar viață, Domnul are grijă.
Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara. Și în această dimineață a mai luat poverile noastre asupra Lui. Îl binecuvântăm pe El care merită să fie binecuvântat și în această dimineață, pentru că ne-a mai dat putere să ne ridicăm din așternuturile noastre, să venim în locul acesta minunat, aici unde se cheamă numele Său. Este locul cel mai frumos care se poate găsi pe pământul acesta, în prezența lui Dumnezeu. Este cel mai frumos și cel mai minunat loc. De aceea, în această dimineață, haideți să venim cu recunoștință celui care merită recunoștință, merită toată slava, cinstea și gloria. Lui vrem să o aducem în această dimineață, Lui vrem să ne închinăm, Lui vrem să-i aducem ofrandă, să-i aducem recunoștință pentru că a fost cu noi, ne-a binecuvântat cu atâtea binecuvântări. Slăvit să-i fie numele. S-a citit un cuvânt așa de minunat și în ultimul verset spune așa: tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Un cuvânt pătrunzător pentru noi, pentru fiecare. Și chiar mă gândeam înainte să ajung în locul acesta, exact mediteam la acest verset. Și aș dori să ne gândim cu toții la acest cuvânt în această dimineață. Cu toți am fost chemați și omenirea întreagă au parte de această chemare a Domnului. Dar puțini răspund chemării lui Dumnezeu și mai puțini ajung la locul promis și nădăjduit și la locul pe care Dumnezeu ne l-a pregătit. Pentru că nu toți care sunt chemați ajung acolo. Nu toți răspund chemării lui Dumnezeu. Și nu toți fac voia lui Dumnezeu ca să ajungă acolo, în acel loc pregătit și în acel loc minunat. Îmi doresc în această dimineață ca toți care suntem aici, niciunul să nu lipsească în acea zi minunată când se va auzi strigarea: vino slugă bună și credincioasă. Aș vrea ca cu toții de aici să auzim strigarea mirelui. Când își va lua mireasa și își va chema mireasa, ne va chema acasă la El, ne va chema pe nume și aș vrea ca fiecare să ne auzim numele. Domnul să ne binecuvinteze în această dimineață pe toți. Între chemare și intrare este un proces. Este un proces al sfințirii. Am întâlnit mulți oameni care au fost chemați și au răspuns chiar chemării. Au fost botezați în numele Domnului Iisus în apa botezului. Au încheiat legământ cu Domnul și au spus că este de ajuns atâta. Și au încrucișat mâinile, s-au pus frumos pe un scaun acolo în spate și eu sunt mântuit. Nu mai trebuie să fac nimic pentru Domnul. Mulți oameni se înșeală în felul acesta. Dumnezeu nu vrea o pocăință ieftină, o pocăință de felul acesta, ci Dumnezeu ne vrea să fim sfinți și să ne ducem sfințirea până la capăt. Asta înseamnă luptă. Asta înseamnă să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Asta înseamnă transpirație. Asta înseamnă cheltuială. Asta înseamnă sacrificiu. Asta înseamnă să lucrezi pentru Domnul și să aduci rod. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta, să lucrăm în via Lui. Domnul să ne ajute să ne sfințim și pentru că la aceasta ne îndeamnă Domnul: fiți sfinți căci Eu sunt sfânt. Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Mulți oameni își murdăresc sfințenia și casa, se compromit cu lucrurile acestea pieritoare, lucrurile acestea trecătoare, a lumii acestea, murdăria acestei lumi. Domnul ne vrea sfinți pentru El. Și în această dimineață
Mă rog Domnului ca Domnul să ne ajute să ne sfințim, să ne curățim. Dacă mai este vreo pată pe hainele noastre, dacă vrea este o murdărie pe hainele noastre, în această dimineață, haide să ne curățim în sângele Domnului, să ne spălăm hainele ca să fim curați. Domnul să ne binecuvinteze. Vă rog să vă ridicați și să mergem înaintea Domnului în direcția aceasta. Să rugăm pe Domnul dacă mai este vreo pată pe hainele noastre. Dacă cumva ne-am compromis cu lumea, cu lucrurile acestei lumi, să ne rugăm Domnului, să strigăm la Domnul, să mai lasă o picătură din sângele Lui, să ne curețe, ca să fim curați, ca să putem să stăm în prezența Lui, așa cum ne vrea El. Domnul să ne ajute, intrăm în rugăciune și Domnul să ne asculte. Amin.
Amin. Vă invit să vă reașezați. Vom mai lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi îl rog și pe fratele Nicu Lucuț să ne motiveze pentru următoarea rugăciune. Duhul Domnului să-l întărească și să-l călăuzească. Amin. Slăvit să fie numele Domnului! Amin. Slăvit să fie acest Iisus care a încântat, că numai pe El îl știm în viața noastră. El este Cel care și-a dat viața pentru noi, ca și în dimineața aceasta, să putem să ne bucurăm aici, în casa lui Dumnezeu. Și zicem, slăvit să fie Domnul Iisus! Slăvit să fie Tatăl nostru Cel Ceresc și Duhul Sfânt! Amin! Mulțumim lui Dumnezeu că putem să ne mai vedem. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață. Mulțumim lui Dumnezeu că este acela care ne-a purtat în carul lui de biruință. Pentru că atâtea atacuri câte am avut în viața noastră, în acest concediu, am plecat, am întâlnit alți oameni, am întâlnit alte biserici,
alte suflete, dar să știți că diavolul nu s-a schimbat. El este același, așa cum am cântat înainte, este acela care atacă cu fel de uneltiri, scrie cuvântul lui Dumnezeu, împotriva noastră. Dar în dimineața aceasta, slăvit să fie Domnul. Și eu pot să spun, slăvit să fie Domnul din partea mea, că El a fost acela care mi-a purtat de grijă. Și El va fi acela care ne va ține în continuare în carul lui de biruință și zic ca Domnul să ne întărească. Amin. Fratele citea un cuvânt în dimineața aceasta atât de frumos, în care ne vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. În contextul în care Domnul Iisus Hristos spunea, vedem că înainte arată nu ceea ce facem noi, ci ceea ce suntem noi. De multe ori noi vrem să facem și bine facem, dar Dumnezeu vrea să fim ceva. Noi vrem să facem mere, dar suntem noi meri? Suntem noi pomul care vrem să producă fructul? Aici vedem pe tânărul bogat care era un om care făcea lucruri frumoase, spune Domnul Iisus. Zice că l-a privit și a fost milă de el. Dar nu făcea ceea ce trebuia să facă. Vedem apoi apostolul Petru ia cuvântul și zice, Doamne, noi am lăsat totul, am făcut totul. Și Domnul Iisus ce spune? Dar mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi și mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă. Vreau, în completare cu ceea ce spunea fratele antivorbitor, el ne îndemna la sfințenie și Domnul să ne ajute să trăim o viață de sfințenie. Domnul ne dă aici o pildă, în pilda lucrătorilor viei, că el ne-a chemat la muncă. Ne-a chemat pe fiecare din noi la muncă. Pe unii în ceasul al 11-lea. Pe unul în ceasul al 6-lea, pe unul în ceasul al 12-lea. Și spune, tot aici vreau să... Nu tot așa va fi cu... Nu cei din urmă vor fi cei din tâi, ci cei din tâi vor fi cei din urmă. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. În contextul acesta, aș vrea ca să mergem în Cartea Romani și după aia mergem la rugăciune. În capitolul 12, vedem aici predarea în slujbă. Deci dacă Dumnezeu ne-a chemat la o slujbă, în dimineața aceasta suntem aici, nu ca să fim șomeri. În dimineața aceasta nu suntem aici doar să ne vedem fețele, ci suntem aici așa cum ne îndemna cuvântul lui Dumnezeu, să ne apropiem de Dumnezeu. Și aici spunea cuvântul lui Dumnezeu, o apropiere de Dumnezeu, în sfințire, în slujbă și în lucrările Domnului. Dumnezeu ne vorbea în dimineața aceasta să ne apropiem de Dumnezeu, să ne apropiem mai mult. Dumnezeu a investit în noi, a dat pe unicul lui Fiu, pe Iisus Hristos, ca să moară pentru noi. Frați și surori, noi avem un preț înaintea lui Dumnezeu. Nu putem să stăm să ne jucăm cu acest preț pe care Dumnezeu l-a investit în noi. Suntem o valoare în ochii lui Dumnezeu. Nu suntem așa cum sunt cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cu toate că și ei sunt o valoare înaintea lui Dumnezeu, dar pentru noi Dumnezeu și-a dat viața. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața. Haideți și noi să ne apropiem de Dumnezeu, să trăim o viață de sfințenie, să, în slujba pe care ne-o chemat, să ne adâncim tot mai mult și să vedem aici în Romani, în Cartea Romanilor, doar câteva cuvinte. Vă îndemn, fraților, spunea Pavel, la cei din Romani, din Roma, dar ne spune și nouă cei din Bruxelles astăzi. Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci să avem o viață de sacrificiu, să nu stăm nepăsători. Știți, numai frații care sunt în comitet, ei să slujească. Nu, fiecare din noi trebuie să slujim. Nu este dacă vrei opțional, nu, trebuie. Sunt oameni bolnavi care au nevoie de o mângâiere, trebuie. Sunt oameni care trec prin încercări, trebuie. Sunt oameni care au nevoie să stăm lângă ei, trebuie. Doamne,
Ajută ca să folosim acest trebuie să fie în mintea noastră. Nu numai că vrem, trebuie. În al doilea rând spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Aceasta spunea fratele, să trăim o viață de sfințenie, frați și surori. Și n-aș vrea ca să ne repetăm, să trăim o viață de sfințenie. Cum suntem? Vedem că în lume sunt lucruri care nouă nu ne place, nu ne-ar trebui să ne placă, dar tot mai mult diavolul vrea ca să ne inunde inimile noastre. Haideți să ne sfințim înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul ne îndeamnă, cuvântul prin prorocie ne îndemna să ne sfințim înaintea lui Dumnezeu, să putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, pentru că numai așa vom putea sta lângă Dumnezeu, trăind o viață sfântă. Noi nu suntem făcuți pentru pământ, frați și surori. Nu! Dumnezeu ne-a făcut să fim cu El în cer. Dacă ne vom lipi de pământul acesta, să știți că aici vom rămâne și vom arde cu tot ce este. Dar dacă ne vom lipi de Dumnezeu și vom sta lângă Dumnezeu cu o viață sfântă, atunci vom zbura cu El în glorie. Zic, ca Domnul să ne ajute! În al treilea rând, să avem o viață de smerenie. Prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre noi, să nu avem o părere mai înaltă despre noi. Dacă Dumnezeu a investit în noi, să știți că Dumnezeu a făcut o investiție, așa cum spunea la cei care au fost în această pildă. Pe unii a chemat în ceasul al 11-lea și Dumnezeu i-a binecuvântat de mici copii ca să slujească pe Dumnezeu. Și Domnul să-i binecuvinteze pentru că se pot ține curați. Pe alții i-a chemat în ceasul al 6-lea și Dumnezeu s-a îndurat de el, dar pe alții a chemat în ceasul al 12-lea. Și cine suntem noi ca să-i judecăm de ce ei au făcut lucrurile acelea? Pentru că la urmă toți vom merge în împărăția lui Dumnezeu, dacă vom fi așa cum am spus. Și nu cei din urmă vor fi cei din tâi, ci cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Dumnezeu a ales așa, nu noi alegem, ci Dumnezeu este acela. Și în al treilea lucru, care aș vrea să mă apropii de încheiere și vom merge la rugăciune, căci după cum toți suntem un mădular, toți fiecare din noi avem o slujbă. Deoarece sunt felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, la unul avem darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui? Cine învață pe alții să se țină de învățătură? Cine îmbărbătează pe alții să țină de îmbărbătare? Cine să dea? Să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Și cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Ar fi mai multe de spus. Haideți să ne ridicăm în picioare. Așa cum eram îndemnați de cuvântul lui Dumnezeu prin prorocie, din cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, pe care l-a citit fratele, fraților, haideți să ne apropiem de Dumnezeu. Să ne apropiem de Dumnezeu și să ne întărim în puterea tăriei Lui, pentru că numai lângă Dumnezeu vom putea ieși biruitori în viața aceasta pe pământul acesta. Să nu ne lipim de pământul acesta, ci să stăm cu gândul nostru, cu viața noastră îndreptată spre cer, așa cum am cântat. Iisuse, Iisuse, pe Tine Te știu! El este acela care poate să ne întărească. El este acela care ne dă putere când trecem prin încercare, prin bucurie. Numai El este acesta. Haideți, așa cum ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, să facem o rugăciune, să spunem, Doamne, de astăzi înainte nu suntem în vacanță, nu vrem să fim șomeri, ci vrem să trăim o viață așa cum Tu, Doamne, ne-ai rânduit, pentru că Tu ne-ai rânduit să umblăm în ea și nu vrem cum vrem noi, ci cum vrei Tu. Și zic, Doamne, la fiecare în parte să ne ajut să ne analizăm viața, să ajut să ne cercetăm, să ajut ca să medităm la toate lucrările care, și dacă am făcut lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, să ne fie rușini. Și să spunem, Doamne, de azi înainte, vreau să mă apropii de Tine. Vreau să am o viață de sfințenie, vreau să am o viață de smerenie și vreau ca să lucrez cu darurile pe care mi le-ai dat, după voia Ta, nu după voia mea, și zic ca Domnul să ne ajute. Amin.
Amin. Vă invit să vă reașezați, vom lăuda din nou pe Domnul cu o cântare și apoi, așa cum obișnuim, ne vom ruga și pentru cei care în suferință, în necaz, în durere, cer ajutorul Domnului și ajutorul nostru și împreună toți vrem ca rugăciunile noastre să fie ascultate de Domnul și Domnul să o facă. Amin. Textul pe care l-am citit vorbește despre un stăpân, un gospodar care avea o vie și avea mult de lucru acolo și căuta oameni pentru lucrarea din via sa. Dar mai vorbește și despre o plată. Și fie că au lucrat mai mult sau mai puțin în via stăpânului, acei oameni și-au primit plata la urmă. Poate că în locul acesta sunt oameni, suflete, care se întreabă ce aș putea eu să fac în via Domnului. Poate că unele surori se întreabă ce aș putea eu să lucrez în via Domnului, ce aș putea eu să fac, sau frați, sau copii, tineri, mai mari sau mai mici. Ce ar putea ei să facă? Vreau doar un singur exemplu să vă dau din Sfânta Scriptură, din cartea Evanghelistului Luca, din capitolul 2, versetul 37. Vorbește despre o soră în vârstă, o femeie în vârstă, rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani. Asta nu o împiedica să lucreze în via Domnului, vârsta. Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Rugăciunea este o slujire pe care fiecare poate să o facă în via Domnului. Și Domnul promite că nimeni nu-și pierde răsplata. Slăvit să fie numele Domnului! Aș dori să citesc dorințele celor care
împreună cu ei vor să mijlocim înaintea Domnului. Și mă rog ca Domnul să asculte fiecare rugăciune. Vă rog să vă rugați pentru Elisei, care este bolnav, ca Domnul să se atingă de el și să-l vindece. O mamă are dorința să ne rugăm pentru fiul ei, pentru că e bolnav, și Domnul să-i vindece și sufletul și trupul. Domnul să asculte rugăciunea acestei mame. Vă rog în numele Domnului să vă rugați pentru soțul meu, Ion, luni va merge la spital pentru o operație la inimă, ca Domnul să-l vindece, Domnul să-și pună mâna peste el să-l vindece. O altă mamă ne roagă în numele Domnului Iisus să ne rugăm pentru copilul ei care s-a născut prematur și are probleme de sănătate, ca Domnul să se îndure și să-i dea viață și sănătate. Domnul să asculte și această rugăciune. Apoi aș dori să ne rugăm și pentru copiii care frecventează la talentul în negoț și pentru educatorii care se ocupă de ei. Este important în acel pământ, în inima copilului, să fie semănată o sămânță bună. Este important ca cei care veghează asupra acestui pământ, părinții, noi toți cei din jurul copiilor, să veghem ca acolo, în acel pământ, acea sămânță semănată să aducă rod. Să nu lăsăm spinii să crească și să năbușe sămânța. Să nu lăsăm ca sămânța să fie furată de păsările cerului, de vrășmaș. Suntem chemați să veghem unii asupra altora, dar în special asupra copiilor noștri, pentru ca vrășmașul să nu îi înșele, să le abată privirea în altă parte, ci să crească din putere în putere pentru slava Domnului, în casa Domnului. La aceasta suntem chemați toți. Și am primit și un bilet ca dovadă că Domnul ascultă rugăciunile noastre. Vreau să-l citesc pentru ca fiecare să fie întărit în credință. Îi mulțumim Domnului pentru că a îngăduit ca fratele Gheorghiță să revină în adunare după ce a căzut de pe casă. A ajuns în comă la spital și doctorii au refuzat să-l opereze pentru că nu-i dădeau mai mult de 3 săptămâni de viață. Slăviți să fie Domnul! Domnul face minuni! Haideți să ne ridicăm în picioare! Și pe monitoare sunt afișate atâtea dorințe, atâtea cauze pentru care ne rugăm de mai multă vreme. Fie mai devreme, fie mai târziu, Domnul va lucra. Să nu ne pierdem nici credința, nici nădejdea. Avem un Dumnezeu viu, care are ochii deschiși, care cunoaște totul, fiecare lacrimă vărsată, fiecare rugăciune adusă înaintea Lui. Nimic nu se pierde. Într-o zi ne vom întâlni cu răsplata care Domnul ne-o pregătește. Fie ca ziua aceea pentru fiecare dintre noi care suntem în locul acesta să fie o zi de bucurie. Domnul să ne asculte rugăciunile. Amin.
Amin. Vă rog să vă reașezați. Vom lăuda toți împreună cu o cântare pe Domnul, timp în care ne vom închina și cu darurile noastre de bunăvoie. Apoi, Alexandra Croitoru dorește să laude și ea pe Domnul cu o cântare. Îi dăm locul. Tot în timpul acesta, dacă sunt familii care au venit cu copiii la binecuvântare, îi rog să ne anunțe ca să ne putem organiza și toate să fie făcute pentru slava Domnului. Amin. Tu ești refugiul când sunt slab, Tu ești comoara ce o caut, Tu ești în toate, Domn. Inima mea ție ți-o dau, îmbracă-mă cu al tău har, fii Tu în toate, Domn. Thank you.
ridicat în slava ta, tu ești în toate Domn. Mâna ți-a întins atunci când cad, când sunt setos tu apă. Binecuvinteze. Invit familia Lucky, Iulian și Daniela să vină aici în față, care aduc pe micuțul Abel la binecuvântare, ca numele Domnului să fie pus peste el, și fratele Daniel Vlad se va ocupa de lucrarea aceasta. Vă invit să ne ridicăm în picioare și apoi fratele va... Slăviți să fie Domnul! Aveam doar câteva gânduri, dacă nu este prea greu să vă reașezați, doar câteva momente, vă mulțumesc. Aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu că El a fost cu noi la plecare și la sosire. Cum spuneau și frații, vacanța parcă s-a terminat, poate unii de-abia acum pleacă, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că El a fost de partea noastră și ne-a păzit. Este, nu știu cum să o numesc, mi-am început vacanța sau plecarea în România cu o înmormântare a fratelui Ionică Stoica. Mi-am terminat vacanța din România cu o binecuvântare. Iar acum, în Biserica Elim din Bruxelles, din nou altă binecuvântare. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să vă aduc saluturile fraților cu care m-am întâlnit în România și n-au fost puțini în luna iulie, cu care am slujit împreună, fie în Suceava, fie în Satul Mare, fie unde Domnul a hotărât lucrul acesta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și aș vrea să primiți saluturile acestor frați însoțite cu harul și binecuvântarea Domnului pentru Biserica Elim din Bruxelles. Ne-am bucurat să-i avem pe oameni deosebiți care au slujit la tabăra adolescenților, o lucrare care a avut loc cu adolescenții din Biserica Elim din Bruxelles, unde au slujit frații Florin Dobie, Tică Ulici, Adi Mocanu, Simi Bumbar, Sami Muică, toți acești oameni au fost oameni care s-au pus în slujba lui Dumnezeu și s-au apropiat de adolescenții, de copiii dumneavoastră ca să le slujească. Iar Dumnezeu n-a întârziat să răspundă. Iar Dumnezeu n-a întârziat să nu dea răspuns la ceea ce dumneavoastră ca familie ați cerut din partea Domnului, ca acolo unde dumneavoastră nu puteți să o facă El. Că acolo unde dumneavoastră nu știți, să învețe El. Acolo unde noi ca și părinți nu putem, nu știm, s-a ocupat Dumnezeu într-un mod deosebit de acești tineri. Și dacă au venit cu gânduri rele în acea conferință, în acea tabără, și spuneam, am venit să facem numai prostii aici, am venit doar să ne jucăm, nici de cum să ascultăm de învățători, la urmă, în ultima seară, au recunoscut că Dumnezeu ne-a schimbat și n-am putut să facem nimic din ceea ce ne-am propus, ce am făcut ceea ce El a vrut să facem.
Dacă una dintre tinere spunea, când am văzut programul, am crezut că sunt la o mănăstire și mai bine vreau să plec acasă decât să stau aici, la urmă a spus, vreau mai mult program. Dacă au fost dorințe ca Domnul să se boteze cu Duhul Sfânt, Dumnezeu i-a botezat cu Duhul Sfânt în acea tabără. Pentru că avem un Dumnezeu mare. Aș vrea să fim conștienți de sarcina pe care noi o avem ca și părinți. Aș vrea ca să putem să fim responsabili de ceea ce Dumnezeu ne dă. Și dacă lângă fratele Iulian și sora Daniela văd 4 copii, au o responsabilitate mare înaintea lui Dumnezeu. Dacă copiii au ajuns să-mi spună ceea ce nu credeam că o să aud vreodată din gura lor, frate, spuneți părinților că ei sunt vinovați că ne-au pus telefoanele alea deștepte în mână. Nu credeam că o să aud lucrul ăsta din gura unui copil. Când am spus, dar voi ați cerut asta. Înseamnă că dacă noi cerem un lucru rău, părinții, dacă știu că nu-i bun, trebuie să ne-l dea? Și am spus, cât este de adevărat, și eu sunt unul vinovat. Și mulți dintre noi suntem vinovați de lucrul ăsta. Frate Iulian, sora Daniela, rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune. Ceea ce noi, ca și părinți, ne credem copiii în aparență, că sunt niște tineri, niște adolescenți care trec ușor peste momentele vieții, nu înțelegem de ce n-au poftă de mâncare, de multe ori nu înțelegem de ce nu stau de vorbă cu noi, nu înțelegem poate pentru că ne răspund la un moment dat destul de dur și spunem, oare ce am greșit? Sunt clipele și sunt momentele în care cel rău îi atacă viața lor, pun stăpânire pe ei și nu mai știu cum să iasă de acolo. N-au la cine să le spună. Aș vrea să fim aproape de copiii noștri, să fiți aproape de copiii dumneavoastră. Să cereți lui Dumnezeu înțelepciune ca Dumnezeu să ne lumineze ca părinți. Să știm cum să învățăm. Pentru că mai mult de atât, când am văzut numele copilului Abel, mă gândeam că este de la origine, de la început, de pe primele file ale Bibliei, acest nume, acest simbol a unui copil cu minte, a unui copil ascultător, a unui copil care nu-i place să-și facă viața sau să facă lucrurile de mântuială, cum le spunem noi, doar să fie făcute. Ce a înțeles că dacă trebuie să aducă sau să facă ceva pentru Dumnezeu, trebuie să o facă cu toată inima. Și m-am gândit doar câteva gânduri care vreau să le citesc dintr-un psalm, dintr-o cântare a lui Asaf. Ea are mai mult de peste 70 de versete acest psalm. Aș vrea să-l citim, să-l citiți, să stăm să-l studiem acasă, pentru că în ele sunt adevăruri sfinte pe care Asaf le cântă înaintea lui Dumnezeu și aduce aminte poporului și ne spune în primele versetele acestui psalm 78, ascultă poporul meu învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit? Ce știm? Ce ne-au povestit părinții noștri? Asta vor spune copiii mâine, ce le spunem noi? Eu doar asta pot să spun ce am auzit de la părinții mei. Eu doar asta pot să fac și asta pot să pun în practică. Ce mi-au spus părinții mei și cum am învățat ei. Asta vor duce copiii de mâine. Ce vom învăța noi astăzi? Ce le vom spune noi? Aia vor vorbi ei. Cum ne vom comporta noi cu soțiile noastre în casă? Așa se vor comporta ei cu soțiile lor mai târziu. Cum este generația noastră? Cum ne trăim noi viața de astăzi? Așa va fi generația de mâine a nepoților noștri. Pentru asta s-a spune ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri.
nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamurilor de oameni care vor veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut El. Asta trebuie să spunem copiilor noștri, asta trebuie să învățăm pe copiii noștri. Și spuneam duminica trecută în biserica de unde fac parte din România, nu accept, nu-mi place, nu suport, niciun copil nu era în biserică. Și am spus, unde sunt? I-am lăsat seara prea mult să învețe, să se joace sau să citească Biblia și au fost prea obosiți dimineața să vină la biserică. Un obicei greșit, un obicei foarte greșit, un obicei rău, un obicei foarte rău. Să găsesc scuze copiilor să-i lăs acasă, că nu este loc în biserică, că n-am unde să-mi parchez mașina, că nu-i place la grupă, că nu-i place fursecul ăla care îl primește la grupă, că nu-i place de educatoare. Și N și N motive care le invocă și de-abia așteaptă să plec din casă și nu mai doarme nici măcar o secundă. Este în picioare, pe telefon, în fața ordinatorului și numai el știe ce face acolo. Și eu stau liniștit în biserică că copilul meu este rupt de obosit și doarme până la 12, mă întorc eu înapoi. Greșit. Greșit. Ne înșelăm singuri. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea pe copii. Ca să fie cunoscute din cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu și să nu uite lucrările lui Dumnezeu. Cum credeți dumneavoastră sau cum cred eu sau cum aș încerca eu să mă obișnuiesc mintea mea că copilul meu va ști legile lui Dumnezeu, că va învăța să vină la biserică, că va învăța să citească din Sfânta Scriptură, că va învăța să vorbească despre minunile lui Dumnezeu, dacă eu nu vorbesc cu el, dacă eu nu îi le spun, dacă eu nu îi le arăt, dacă eu nu aduc ocazii în viața lui să facă lucrul acesta. Frate Iulian, sora Daniela, fiți oameni înțelepți în privința aceasta. Este foarte greu, vă văd de atâtea ori, nu vă este ușor, când la unul, când la celălalt în brațe, sunt patru copii mici, este atât de greu, se pun întotdeauna unul lângă celălalt, se ajută unul pe celălalt, nu este ușor, dar nu lipsesc de la biserică. Pentru că au înțeles un lucru, că trebuie spus mai departe și copiii, cât stau de cuminți, să înțeleagă că există un Dumnezeu. Să înțeleagă că este un Dumnezeu care face minuni. Și aceasta ei nu vor uita niciodată, că într-o zi au stat toți patru aici și cineva a vorbit despre lucrul acesta, că s-a cântat, că a fost o prorocie, că a fost o mărturie că Dumnezeu l-a vindecat pe unul care a fost în comă. Ei nu vor uita lucrul ăsta și vor putea spune copiilor lor, Doamne, dă-ne înțelepciune într-o vreme ca aceasta, să fim acei părinți care să ne pese de copiii noștri, să fim acei părinți care să înțelegem responsabilitatea care a pus-o Dumnezeu în noi, să înțelegem că într-o zi Dumnezeu ne va întreba ce ai făcut cu copilul tău, ce ai făcut cu soția ta, cu soțul tău. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să, după ce vom citi, să ne rugăm în gândul nostru atunci când fratele Daniel se va ruga cu voce tare pentru micuțul Abel, ca Dumnezeu să-l binecuvinteze, ca Dumnezeu să-l păzească, ca Dumnezeu să dea pacea lui, ca Dumnezeu să lase binecuvântarea lui și Domnul să o facă. Amin. Găsim scris acest cuvânt în Cartea lui Dumnezeu, în Numeri, capitolul 6, începând cu versetul 22, unde cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te păzească, să te binecuvinteze, să te păzească, Abel. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Abel. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Abel. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin.
Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, venim înaintea Ta, toată Biserica Elim, stăm ridicați în picioare și credem și știm că Tu ești Dumnezeu oricărui har și a oricărei binecuvântări. Știm că ceea ce Tu binecuvintezi rămâne binecuvântat și binecuvântarea Ta nu lasă să fie lipsită de niciun bine pe cei ce o primesc de la Tine. Micuțul Abel, Doamne, stă pe brațele mele și el are nevoie să fie binecuvântat de Tine. Are nevoie de paza, de protecția Ta. El a venit într-o lume ostilă, Doamne, într-o lume care este împotriva celor credincioși și a copilului lui Dumnezeu și are nevoie ca Tu să-i fii pavăză și scut. Te rog să-i dai binecuvântarea lui Abel în numele Domnului Iisus Hristos. Te rugăm să-l binecuvintezi din punct de vedere fizic, să-i dai o creștere sănătoasă, mădulare sănătoase, Doamne, să-i dai o vorbire cursivă, să-i călăuzești primii pași în viață, Doamne. Dar te rugăm în mod deosebit să-l binecuvintezi din punct de vedere psihic și mental, să-i dai o minte sănătoasă, Doamne, de mic copil, să învețe, Doamne, să fie ascultător de părinți, să Te caute pe Tine, Doamne. Te rugăm să așezi virtuți sfinte în inima acestui micuț, să așezi dragoste, bunătate, credincioșie, să fie un copil care să aducă cinste părinților și bisericii, să știe, Doamne, să răsplătească ostenelile părinților care fac totul pentru el. Micuțul Abel, Doamne, să fie ocrotit și păzit de Tine. Rog, Doamne, ca Tu să-l păzești, să-l binecuvintezi de foc, de apă, de tot ceea ce este rău în această lume. Te rugăm, Doamne, atunci când se va face mai mare, să aibă acea dorință să Te caute pe Tine, Doamne, și la vremea potrivită, dacă încă va fi lume și încă nu vei veni, să încheie legământ cu Tine în apa botezului, să fie un om care să caute pe Dumnezeu, te rog să așezi chiar și darul spiritual în acest copil, să fie ca și acel Abel din Biblie, un om neprionit, un om care aduce jertfă, un om care atunci când va greși să știe că se poate ascunde în spatele jertfei și că jertfa este acela care îi poate da iertare. Te rog să o binecuvintezi pe mama lui Abel, te rog ca Tu să-i dai putere, să-i dai vindecare dacă au rămas răni în trupul ei în urma nașterii. Te rog, Doamne, să asculți rugăciunile acestor părinți pentru Abel. Te rog să-i le binecuvintezi casa, ca Abel să nu ducă lipsă de nimic, Doamne, dar în mod deosebit să nu ducă lipsă de învățătură spirituală, să dai înțelepciune părinților, să caute întotdeauna fața Ta, să ridice altare, Doamne, și să le duce pe Abel în cunoștința de Dumnezeu și în frica Domnului, căci acesta este cadoul pe care o familie îl poate oferi unui copil în mod deosebit, Doamne. Te rog și pentru tată să-i dai putere, să fie preot al casei lui, al familiei lui, să știe, Doamne, să caute fața Ta, Doamne, să fie un om care să prețuiască familia, să caute fața Ta în rugăciune, să fie un om care să caute nu doar aceste lucruri pământești, ci să caute lucrurile cerești și să fie un adevărat preot în casa Lui. Toate aceste lucruri le-am cerut în numele Domnului Iisus Hristos și credem că binecuvântarea Ta va rămâne peste Abel și peste frățiorii Lui și peste familia Lui, în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Bine și Te laud, Doamne, căci Tu ne-ai binecuvântat. Îți mulțumim și pentru cel de-al cincilea copilaș care ne-l-ai dăruit, Doamne. Îți mulțumim că Tu ești cel care ai vegheat-o, Doamne, și în numele Tău toți sunt sănătoși și îți mulțumim pentru lucrul acesta. Amen. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeul nostru, că Tu ne iubești atât de mult. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, pe care vrem să-L punem în inima copiilor noștri, Doamne. Dă-ne Tu putere la lucrul acesta, Doamne, Dumnezeul nostru. Îți mulțumesc, Doamne, pentru soția mea, îți mulțumesc că Tu i-ai dat putere, Doamne, ai ajutat-o, Doamne, ai întărit-o în trupul ei, în sufletul ei, Doamne, în toate aceste sarcini și îți mulțumesc că Tu ai fost de partea noastră, binecuvântat să fie numele Tău. Doamne, credem în binecuvântarea Ta, credem că Tu ești Dumnezeul care ne iubește și îți mulțumim că Tu ne binecuvintezi pe noi și copiii noștri. Binecuvintează biserica Ta, poporul Tău și slujitorii Tăi, în numele Domnului Iisus. Amin. Vă invit să vă reașezați. În continuare, sora Crina Morar dorește să laude pe Domnul cu o cântare, îi dăm loc. Apoi, familia Ioniță dorește să laude pe Domnul cu o cântare. Fratele Daniel are o poezie și sora Crina Vlad dorește și ea să laude pe Domnul cu o cântare. Le dăm locul, iar apoi fratele Daniel Balaș ne va vesti cuvântul Domnului, Domnul să-l călăuzească și să-l întărească. Amin.
ispășitor. Tu aduci ploaie, Tu aduci nori, mare e Sfânt Creator. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca Tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare. Ai tras linia sărilor, ai pus hotare mărilor, Tu ești Domnul domnilor. Chem pe nume stelele, Tu ai creat soarele, mari-ți sunt lucrările. Toate câte le-ai creat, îți dau slavă neîncetat, Doamne, fiind veci lăudat. Văi și dealul și câmpii, păsărele mii și mii, toate-ți spun slăvii să fii. Peste viacuri Tu domnești, din vecii același ești, Domn al slăvilor cerești. Tu în glorii locuiești, doar Tu, Doamne, poruncești, Sfânt, Sfânt, Sfânt în veci Tu ești. Ce mare Slăviți să fie Domnul!
noi credem că prin anumite cântări care sunt primite prin Duhul Sfânt, Dumnezeu își exprimă simțirile Lui și credem că Dumnezeu prin cântări ne învață de multe ori să trăim frumos și avem o cântare pe care vrem să o cântăm ca și familie și această cântare poartă în ea un mesaj care aș vrea să ne motiveze pe toți să schimbăm ce se poate schimba, ceea ce noi trebuie să schimbăm în viața noastră și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Acela cu ochii ca para e tot ce-i veșnic sfânt. Ce-a zis în vechime lui Moise, eu sunt acel ce sunt. Venirea-n curând ca să-și ducă cu el al său popor. De aceea să stăm în veghere, să-l așteptăm cu dor. Mai multă iubire acum, că-s ultimii metri din drum. E vremea să ne trezim, ca frații în Domnul să ne iubim, să nu dăm nici stând înapoi. Căci Domnul Iisus e cu noi, cu El veșnic noi vom fi, cu El aici vom birui. Acela cu ochii ca para, ce-i veșnic când vezi sfânt, ne cheamă pe toți la iubire, că-și vine în slava cea mare, cu îngeri în coruri cântând, luava cu el credincioșii pe cei ce l-au iubit. Mai multă iubire acum, că-s ultimii metri din drum, e vremea să ne trezim, ca frații în Domnul să ne iubim, să nu dăm nici când înapoi niciodată. Căci Domnul Iisus e cu noi înaltat, cu El veșnic noi vom fi, cu El aici vom birui. Această vestire străjerii o spun neîncetat, vestind tot mereu îndurarea, cuvântul său minunat. Să ținem curată cărarea ce duce la marele har, ca să primim până la urmă al iubire acum, că-s ultimii metri din drum. E vremea să ne trezim, ca frații în Domnul să ne iubim, să nu dăm nici când înapoi. Că-s Domnul Iisus e cu noi, cu El veșnic noi vom fi, cu El aici vom birui. Mai multă iubire acum, că-s ultimii metri din drum. E vremea să ne trezim, ca frații în Domnul să ne iubim, să nu dăm nici când înapoi.
Slăvit să fie Dumnezeu! Te strigă azi o voce sfântă și te întreabă ce ai făcut. Cum ai lucrat în alui vie? Tu paie, pleavă, ce ai strâns? Te strigă iar și îți șoptește, eu vin curând, tu doar să știi, dar ce vei strânge aici cu mine, tu vei avea în veșnicii. Astăzi ți-ai pregătit răspunsul? Ce îi vei spune? Ce ai lucrat? Tu îi vei spune că talentul a fost doar unul și sărac? Tu îi vei spune că slujirea ți-a fost prea grea ca tu să o porți? Dar lui nu i-a fost greu păcatul când l-a purtat în locul tău? El vine azi ca să mai caute din pomul tău un rod să ia, dar poate tu ești ca smochinul și vei rămâne doar așa. Dar iată că Iisus e aproape și secerișul a venit, dar unde sunt secerătorii? Ei n-au venit, ei n-au venit? Au îngropat de mult talentul ce Dumnezeu l-a pus în ei, dar le va cere socoteală, căci unde-s ei? Căci unde-s ei? El vine azi și la mlădiță. O curăță, o împrospătează, o sapă până la rădăcină și apoi așteaptă rod să vadă. Și așteaptă Domnul și te lasă să vadă unde mergi, ce faci. Nu te-ai trezit, tu mergi înainte, ai adormit și te-a tăiat. Ce groaznic, ce multă durere să știi că El te-a lepădat și că ai pierdut prin neveghere pe Domnul Iisus minunat. O, merită în viața aceasta să strângi doar paie pentru foc, să te răpună oboseala, iar tu să spui, eu nu mai pot. Unde-i credința și botezul ce le-ai mărturisit pe mal? Atunci s-a bucurat tot cerul că ți-ai intrat în al lui har. Unde-i dorința de a strânge comori în cerul său ceresc? Unde-i aurul, safirul, unde sunt toate? Le păzești? Unde mai ții astăzi picul să fie plin de boabe în el? Unde-i plăcerea și cuvântul să stai la masă iar cu el? Tu ai uitat, dar Domnul știe cât să-ți ceară din ce-a dat. Un snop sau doi sau trei, El știe pe acest pământ cât ai lucrat. Tu vrei ca să lucrezi cu Iisus, pune-ți talentul în slujba Lui, că secerișul e aproape, lucrează și tu cu ai Lui, ridică-te dar și slujește, tu spune, Doamne, sunt și eu, eu vreau să aduc snopi, nu doar spice, căci vreau și eu în cerul tău. Privește azi, în a ta viață, tu știi ce strângi, tu te cunoști, dar nu uita că vine clipa când te-a întreba, tu unde ai fost? Ce-i vei răspunde? Nu vei ști, atunci doar rodul poate spune, eu sunt aici, eu sunt aici, amin. În casa ta odihnă este pentru cel trudit. Oricine vrea și nu îndrăznește va fi chiar acum primit. Te caut, Domnul meu, te strig, vin spuse cu mii de mulțumiri spre tine. Schimbat.
acesta și cât de înfricoșat. Te caut, Domnul meu, te strig, vino Iisuse, îmi plec genunchii și în liniște aștept. În casa ta sunt multe bucurii nespuse, cu mii de mulțumiri spre tine mă îndrept. În casa ta e rugăciune, laudă prin cânt. Iisus e Domn, vrem să răsune întregul pământ. Te caut, Domnul meu, te strig, vino Iisuse, îmi plec genunchii și în liniște aștept. În casa ta sunt multe bucurii nespuse, cu mii de mulțumiri spre tine. Cu mii de mulțumiri spre tine mă îndrept. Mită biserică, stimați frați și surori, sunt în asentimentul apostolului Pavel, care își exprimă afecțiunea față de tesaloniceni în una din scrisorile sale, în capitolul 2, versetul 17, spune: noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Mărturisesc sincer că mi-a fost dor de dumneavoastră, am dorit să vă văd. Pavel continuă și spune: zi și noapte rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Sunt unii predicatori care spun de la amvon: noi am venit să vedem pe Domnul, n-am venit să ne vedem unii pe alții. Vedeți, apostolul Pavel are altă părere și nu uitați că a fost insuflat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vă transmit salutări sfinte din partea fratelui Simeon Bumbar, Marius Turza, fratele Neluțu Suciu, cu care am avut ocazia să ne întâlnim. Ei vă transmit harul și pacea Domnului nostru Iisus Hristos. V-aș invita acum să vă ridicați în picioare pentru a asculta cuvântul Domnului pe care Domnul mi l-a pus pe inimă din întâia epistola lui Pavel, aceeași epistolă din care am citat către Tesaloniceni, capitolul 4. Voi da citire de la versetul 14 până la versetul 18. Un pasaj foarte bine cunoscut de noi în Biblie se află la pagina 1161. 1 Tesaloniceni 4:16-14. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului: noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Vă invit să ocupați locul.
Dragii mei, vă mărturisesc că cam de o lună și jumătate Domnul mi-a pus pe inimă acest mesaj și tot am ezitat, fiindcă sunt foarte multe mesaje în sensul acesta, le găsiți pe internet, peste tot, probabil ați auzit multe despre răpire, este o doctrină de bază a bisericii, răpirea credincioșilor, a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Și sigur, foarte mulți merg pe acest pasaj biblic, fiindcă este un text și un mesaj foarte populist. De exemplu, dacă vrei să fii populist, nu vii și predici despre răpire. Sigur, pe foarte mulți îi mângâie, nu dacă cineva are datorii la bancă. Ce mult îi place să aud despre răpire, nu vine răpirea, scapă de datorii. Dacă cineva are pe cineva drag din familie pe care l-a pierdut, nu? Și vii cu un mesaj despre răpire și spui ce frumos va fi când se va întâlni cu acele persoane dragi, nu? Îl ungi la inimă. Dar scopul meu nu este să fiu populist în această dimineață, ci Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest mesaj ca să fie un mesaj de încurajare pentru noi, pentru Biserica Elim, fiindcă cu adevărat trăim clipele din preajma răpirii. Nu știu dacă unii credeți sau nu, dar trăim aceste vremuri. Nu știm cât va mai fi până când Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum a promis, El va reveni. Nu vreau să aduc ceva nou, dar vreau să combat câteva învățături, câteva principii greșite pe care unii frați le manifestă cu privire la această doctrină a Scripturilor, această doctrină a Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt unii care pur și simplu așteaptă răpirea și cred că răpirea, scopul principal al răpirii este ca să îi scape pe unii de prigoană. Ei bine, veți vedea, scopul principal al răpirii nu va fi ca să fim scăpați de prigoană. Am auzit o istorioară despre o micuță pe nume Sarah Sugar Brown, în traducere liberă ar fi Zahăr Brun, mă rog, acesta este numele lor de familie, și ori de câte ori cineva o întreba, ea răspundea, întreba cum te cheamă, ea răspundea, sunt fica lui Sugar Brown. Atât de mândră era de tatăl ei, care era un membru fidel într-una din biserici, el se ocupa, avea multe activități în biserică, era un om respectat, iar fica lui era mândră să aibă un astfel de tată. Ei bine, mama ei, puțin șicanată, puțin deranjată, i-a spus să nu mai spui sunt fica lui Sugar Brown, să spui sunt Sarah Sugar Brown și atât, este mult mai modest ca să spui așa. Ei bine, în duminica următoare, fetița fiind din nou întrebată, ești fica lui Sugar Brown? Ea răspunde foarte ciudat și spune, ei bine, credeam că sunt, dar mama spune că nu. Vedeți, în mintea acestei fetițe s-a produs o oarecare confuzie. Pentru că depinde cum transmitem anumite lucruri, anumite adevăruri. Dar cel mai trist este când este confuzie în mințile oamenilor, în mințile credincioșilor, când este vorba să creadă profețiile Bibliei și mai ales doctrina cu privire la răpirea bisericii. Această promisiune a răpirii este o promisiune care te mângâie, nu-i așa? Așa cum anticipam și spuneam, când stai în fața mormântului cuiva, te mângâie fiindcă ea îți dă o speranță, o speranță a revederii cu cei dragi. Și mai mult de atât, o speranță a întâlnirii cu Hristos, acela care ne-a iubit pe noi mai mult decât însăși viața Lui. Această mare schimbare care o aduce cu ea răpirea, o anticipau credincioșii din Tesalonic atunci când Apostolul Pavel le scrie această scrisoare. De vreme ce acești credincioși credeau că Domnul Iisus Hristos se va întoarce în timpul vieții Lui, foarte mulți dintre ei nu se gândeau chiar că vor înfrunta moartea, se gândeau că revenirea Domnului Iisus îi va prinde în viață. De aceea foarte mulți dintre ei au trecut la unele extreme ridicole și au părăsit locurile de muncă. Eu sigur, pe ce îți desface locul de muncă, e foarte greu să te reangajezi, nu-i așa? Alții și-au părăsit școlile în care studiau, alții nu și-au mai semănat terenurile. Au spus, ce să mai seamăn, că vine Domnul. Și pur și simplu, toate acestea, din pricina acelei speranțe a revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Alții, în schimb, din Tesalonic, se luptau cu o credință falsă că nu există înviere după moarte. Așa că atunci când unii din cei dragi ai lor muriseră, se întrebau cum va putea aduce Dumnezeu înapoi pe cei care au murit, de exemplu, arși de foc, sau au murit înnecați și s-au descompus pe fundul oceanului, sau așa mai departe. Ei bine, aș vrea să știți,
că Dumnezeu are această putere, slăvit să fie numele Lui, să aducă toți morții înapoi. Dumnezeu are putere să îmbrace trupul acesta muritor, care este supus putrezirii, într-un trup nemuritor, într-un trup de slavă, e supus putrezirii și stricăciunii. Eu cred că pe marele calendar al evenimentelor viitoare ale lui Dumnezeu, cu siguranță se află și acest eveniment al răpirii. Acesta este o prioritate pentru Dumnezeu și el se află pe acest calendar al lui Dumnezeu. Dar această confuzie, așa cum am arătat în acea întâmplare cu acea fetiță, care se află în mințile multor credincioși, se datorează, eu cred, faptului că această revenire a Domnului Iisus Hristos va avea loc în două etape. Va fi o revenire privată, dacă vreți, o revenire pentru Sfinții Lui și o revenire în care El va atinge cu picioarele pământul, o revenire împreună cu Sfinții Lui. Deci o revenire pentru Sfinții Lui și o revenire împreună cu Sfinții Lui. Sigur, lucrul care este cel mai trist este că foarte mulți creștini, ei nu se mai gândesc la acest lucru. Pur și simplu, ei nu se mai pregătesc cu privire la răpire. De aceea, mesajul pe care aș dori să-l transmit cu această ocazie, în această dimineață, aș vrea să-l transmit sub titlul Ești pregătit pentru răpire? Suntem noi pregătiți pentru răpire? Și în sensul acesta aș vrea să vedem împreună câteva lucruri pe care le aduce răpirea și cum va fi această răpire. S-ar putea ca în aceste momente în care vă vorbesc, unii din dumneavoastră, unii din noi, să ne simțim învinși. Probabil că te simți învins de un anume păcat din viața ta, s-ar putea să te simți învins într-un domeniu și în altul, dar vreau să spun acest gând despre răpire, el trebuie să-ți dea curaj. Revenirea Domnului nostru Iisus Hristos este atât de aproape, încât nu se merită să mai alergăm după nimicurile lumii acesteia, ci se cade să ne pregătim inima pentru cer. Așa cum spunea și autorul epistolei către evrei, este bine să nu ne lăsăm amăgiți de orice fel de învățături străine, ci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic. Și apoi Iacov ne spune în capitolul 5, fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Dar sunt atât de mulți care aleargă în această lume după lucrurile lumii acesteia, după bogății. Nu știu dacă ați văzut o cușcă de hamsteri. Știți, acelor șoareci în familia rozătoarelor, li se pune acolo o roată. Și am fost curios, fiindcă copiii mei m-au bătut la cap și erau interesați, tati, am vrea un hamster. Și am întrebat pe un vânzător, la ce servește roata aia? Și am văzut un hamster să dădea pe o roată fără încetare. Și a spus, ei se dau pe roată pentru că dacă nu se dau, se îngrașă și mor. Vedeți, așa sunt unii care aleargă după bogății. Să tot învârt pe roată pentru nimic. Și venirea Domnului Iisus Hristos este aproape. Pașii Lui sunt chiar la uși. Eu n-aș vrea ca venirea Lui să găsească biserica Domnului Elim în indiferență, în apostazie, ci să ne găsească pregătiți, să ne găsească veghind și inimile noastre să tânjească după dorul Lui. Acesta este lucru pe care mi-l doresc și cred că vi-l doriți și dumneavoastră, nu-i așa? Amin. Și zic, ajută-ne, Doamne, la acest lucru. De fapt, Apostolul Pavel în Tit spune că noi trebuie să avem inima așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Biblia ne spune că este o mare binecuvântare să-ți umpli mintea cu gânduri cu privire la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă bați pasul pe loc, dacă te simți uscat sau gol în viața ta, vreau să spun, umpleți mintea și inima cu aceste gânduri despre revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, care este foarte aproape. Și El va răsplăti, se vorbea aici atât de frumos despre răsplătire, despre taranți, El va răsplăti pe toți cei ce aleargă și lucrează în via Lui. Ei toți se vor bucura de o dreaptă răsplătire. De aceea scopul vieții trebuie să fie acela de a trăi în așteptarea Mirelui nostru Iisus Hristos. Amin. Haideți să vedem, în primul rând, ce ne aduce răpirea. Ce ne aduce această profeție biblică pe care a făcut-o, a promis-o Dumnezeu, a promis-o Domnul Iisus Hristos, a
scris și a vorbit despre ea Apostolul Pavel și apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. În primul rând, și notați acest lucru, în primul rând, focalizarea pe momentul răpirii ne aduce o nădejde sigură. Focalizarea pe momentul răpirii ne aduce o nădejde sigură. Nu voim să fiți, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Un om al lui Dumnezeu și un scriitor pe nume Chesterton spunea: nu este medicament mai puternic decât speranța și nici stimulant atât de mare, nici un tonic mai bun decât așteptarea unui mâine mai bun. Vedeți, aceasta este speranța, așteptarea unui mâine mai bun. Emily Dickinson a spus: speranța este o aripă cu pene care îți gâdâlă sufletul. Nu? Când cineva te gâdâlă, începi să râzi. La fel este speranța. Speranța te face să zâmbești, pentru că ea te ajută să treci peste toate obstacolele și peste toate greutățile vieții acesteia. Martin Luther a spus: tot ce a fost creat în această lume a fost creat cu speranță. Apostolul Pavel, când scrie tesalonicenilor această scrisoare, când le predică, în timp ce stătea probabil de vorbă cu ei, el a observat că foarte mulți credincioși din Tesalonic au dubii cu privire la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Foarte mulți au fost afectați de erezii și se confruntă cu erezii, deoarece el a constatat că acești tesaloniceni pun foarte multe întrebări despre cum va fi, cum va fi, ce se va întâmpla cu cei morți, cu cei ce adorm în Hristos. Vedeți, Pavel, în ambele scrisori, și în întâia și în a doua Tesaloniceni, vorbește mult despre această revenire a Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar în primul capitol, versetul 10, le spune: și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Vă rog să fiți foarte atenți cum citim Biblia, frați și surori. Vă rog să fim foarte atenți, este atât de important. De multe ori citești un verset și îl citești așa ca apa și treci mai departe și zici: wow, am citit 10 capitole sau 5 capitole din Biblie. Aș vrea că atunci când ne rugăm să stăruim și să ne rugăm ca Domnul să ne descopere planul Său, adevărul Său, cuvântul Său. Vedeți, unul din scopurile răpirii este tocmai aici în versetul 10. Să așteptăm din ceruri pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Aș vrea să vă pun o întrebare, frați și surori. A cui mânie viitoare? A lui Anticrist sau a lui Dumnezeu? Hai să vedem. A lui Anticrist sau a lui Dumnezeu? Poate veți zice ambele. Vreau să vă spun, mânia lui Anticrist pentru Dumnezeu, știți cât valorează? Zero. Zero. Pe aceea nelegiuit, știți ce spune Biblia? Că Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii Lui. Deci ceea ce este importantă este izbăvirea de mânia viitoare. De aceea un scop principal al răpirii nu este ca credincioșii biserica să nu sufere persecuție. Cu ce suntem noi mai vrednici ca cei din biserica primară? Să socotești careva de aici mai vrednic ca Pavel, ca Ioan, ca eu unul nu mă consider, nu mă socotez mai vrednic, care au suferit prigoană. Au fost tăiați în două cu ferestrău, au fost dați la fiare și așa mai departe. Scopul principal al răpirii nu este să fim izbăviți neapărat de o mânie a oamenilor, care apare în Biblie și în Apocalipsa, sub forma primilor îngeri și care apare în, ca și o mânie a oamenilor reprezentați de Anticrist. Eu nu pot să vă spun, și scopul meu nu este să așez răpirea înaintea celor 7 ani sau în mijlocul lor, nu acesta este scopul meu. Dar un lucru pot să vi-l spun sigur și sunt convins 100%. Biserica nu poate, este exclus ca să vadă mânia lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte de o întâmplare din timpul Inchiziției Catolice, când lui Papa i s-a transmis, el cucerea cetăți după cetăți și obliga cu forța să se creștineze oamenii cu sabia, mă rog, creștiniți cu sabia, dar știți, istoria așa era, și i s-au transmis: părinte, ce în cetatea aia, ce sunt 50 de credincioși, zice, ce facem cu ea? Și au zis ce a zis Papa din acea vreme, zice, omorâți pe toți și zice, Domnul să-și aleagă pe-a lui. Asta era ideea lui. Dar credeți că Dumnezeu face așa? Ce omorâți pe toți și eu mi-aleg? Nu. Biserica nu poate să vadă mânia lui Dumnezeu.
În Isaia, capitolul 26, versetul 20, ne spune: du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine, ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Dacă cineva se ascunde, ce înseamnă? Că rămâne acolo nesfârșit? Nu. Înseamnă că se va arăta. Nu? Tu dacă te ascunzi, vine un moment când trebuie să te arăți. Vedeți, asta este răpirea pentru credincioși. Răpirea este o ascundere de mânia lui Dumnezeu. Atunci când vor zice cei nelegiuiți: cădeți munților peste noi, ascundeți-ne de mânia mielului, știți unde va fi biserica? Lângă Iisus. Biserica, în acel moment, va fi deja răpită. Rog să observați în toate pildele Domnului Iisus Hristos cu privire la acest eveniment, când vor veni îngerii, Matei 13, bună oară, rog să observați termenul și limbajul biblic pe care îl folosește Matei cu privire la neghină. El folosește: smulgeți-o, aruncați-o în foc, care denotă ce? Brutalitate. Iar despre grâu spune: strângeți-l și puneți-l în grânarul meu, în hambarele mele. Rog să observați că față de grâu, Dumnezeu manifestă senzitivitate, sensibilitate. Grâul va fi adunat cu grijă și va fi pus în hambarele cerești al lui Dumnezeu. Când despre neghină, spune: smulgeți-o, brutalitate, cu duritate, cu repeziciune, și aruncați-o în foc. Deci toate aceste pasaje din Scriptură ne arată faptul că biserica, ea nu poate să vadă mânia lui Dumnezeu. Pentru că nu acesta este scopul pentru care Domnul Iisus Hristos a înființat biserica, să vadă ea mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu va rămâne doar peste fiii neascultării. Peste cei care au avut șanse să se pocăiască și nu s-au pocăit și nu s-au întors la Dumnezeu. În capitolul 1, Pavel le spune tesalonicenilor să aștepte. Ei trăiau într-un mediu corupt, îmbimbat cu idolatrie și cu imoralitate sexuală. Ei știau că Domnul are să revină și s-au îmbărbătat prin aceste cuvinte pe care li le adresa apostolul Pavel. De aceea, ca să vadă ce mai fac, le trimite pe Timotei, ca să aducă vești la ei, să vadă dacă sunt sănătoși în credință. Iar prin Timotei, acești credincioși din Tesalonic îi pun câteva întrebări apostolului Pavel. Și una din aceste întrebări cu care se confruntau era despre cei ai lor, cei dragi ai lor, care au trecut la cele veșnice, care au murit. Apostolul Pavel, în această epistolă, le lămurește această doctrină și această învățătură și spune: cei dragi ai voștri când mor, voi nu trebuie să vă întristați ca cei ce n-au nădejde. Vedeți, apostolul Pavel nu spune că tu nu trebuie să te întristezi deloc. Atunci când moare cineva, există o altă învățătură care spune: la mormântare trebuie să râzi, că o pleca la Domnul. Nu trebuie să râzi. Poate vă vine să zâmbiți, dar știți că sunt învățături? Știți că sunt învățători care spun că n-ai voie la mormântare, ci tu trebuie să râzi când ce s-a dus la Domnul. Ei, nici așa. Apostolul Pavel spune: nu vă întristați ca cei ce n-au nădejde. Întristarea pe care o arăți la mormânt atunci când cineva drag pleacă, trebuie să fie acea întristare ca și când te despați de cineva care pleacă pe mai mulți ani într-o țară depărtată. Nu, cum e acea despărțire? E cu lacrimi, ai noduri în gât, nu? Nu ți-e ușor, pentru că știi că pleacă pe mai mulți ani. Inima ți-e sfâșiată, nu poți să te prefaci că nu simți nimic. Dar întristarea aceasta despre care vorbește Pavel, trebuie să fie, și ea există, o întristare, dar să nu fie o întristare din aceea cum au păgânii, care nu mai cred nimic după moarte. Și această întristare trebuie să fie ceva senzitiv, acea întristare pe care o simți când cineva pleacă pentru mai mult timp într-o țară depărtată. El s-a dus, dar tu ai speranța că într-o zi îl vei revedea. Aceasta este speranța pe care apostolul Pavel le-o transmite tesalonicenilor. Ei se îngrijorau pentru cei dragi ai lor adormiți în Domnul, deoarece credea că ei vor lipsi de la marea întâlnire. Dar apostolul Pavel în această epistolă le dă asigurări și le spune că însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Stați puțin. Dacă recitim acest pasaj, ce putem observa? Că vor fi răpiți de pe pământ și răpiți de sub pământ?
E bine, cei răpiți de sub pământ se subînțelege printr-o înviere. Dar dați-mi voie să folosesc acest termen, răpiți de pe pământ și de sub pământ. Vreau să vă spun, păgânii necredincioși nu au această nădejde. Această nădejde o avem noi, cei care suntem biserica Lui, copiii Lui Dumnezeu. Această speranță nu este ca și aceea care spui, a, sper ca mâine să nu plouă, că vreau să mă duc în Ardeni la grătar sau la pescuit, nu. Și această nădejde este o nădejde sigură, deoarece acel ce o garantează este Dumnezeu însuși, slăvit să fie numele Lui. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu El pe cei ce au adormit în El. Vreau să observați că Domnul Iisus folosește aici același termen pe care îl folosește în Ioan, capitolul 11, Domnul Iisus, când le spune ucenicilor, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Apoi Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. În greacă, a dormi este folosit un cuvânt koimao, de unde avem și cuvântul comă. Cineva care se află în comă, se află într-un somn profund, nu-i așa? Poate fi comă indusă, dar poate fi pur și simplu o comă în care cineva a intrat din cauza unui accident, pierde unei cantități de sânge, o lovitură sau așa mai departe. Vedeți, o comă este un somn prelungit. Cineva, comentând acest verset și, mă rog, a spus el așa, și-a dat el cu părerea, spus de ce mai întâi, și mi-am pus și eu sincer să fiu această întrebare, de ce mai întâi trebuia să învieze morții și apoi noi, ca să fim împreună răpiți cu ei în văzduh. Și cineva spunea, era drăguț așa, sigur nu scrie în Biblie, dar mi-a plăcut răspunsul lui, zice, noi avem 2 metri avans, ei sunt cu 2 metri sub pământ și noi avem 2 metri avans. Trebuia ei să învieze, să nu luăm noi înaintea lor. Mă rog, nu scrie în Biblie, dar mi-a plăcut așa, era drăguță explicația. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 6 la 8, Apostolul Pavel ne spune, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. La fel ne spune și Apostolul Iacov, trupul fără duh este mort. Cu alte cuvinte, aceste pasaje biblice ne transmit că atunci când ești absent în trup, ești cu Domnul. Vreau să vă spun, sufletul nu doarme niciodată și nu poate să moară, fiindcă sufletul a fost creat de Dumnezeu ca să fie nemuritor. De aceea nu există neantul pentru suflet. Sufletul se duce într-un necunoscut, într-un neant. Nu există neantul. Există viață veșnică sau moarte veșnică. Acesta este adevărul pe care îl transmit Sfintele Scripturi. Nu există neant, ci există viață veșnică sau moarte veșnică. Un exemplu în acest sens este și acel pasaj biblic și, apropo, era deja această sărbătoare la Ortodox, schimbarea la față, când Domnul Iisus Hristos se arată lui Moise și Ilie pe muntele, așa zis, al schimbării la față, când îmbrăcămintea lui s-a transformat într-un alb strălucitor, putem observa că acolo, pur și simplu, Moise și Ilie li se arată și dacă citiți cu atenție pasajul, nu apare nicăieri o afirmație de genul acesta, o, Doamne, să freacă la ochi Moise cu Ilie, ce ne-ai trezit, căscăm, ce că tare bine mai dormeam. Nu apare nicăieri această afirmație. Pur și simplu, un alt loc în Scriptură spune Dumnezeu, este un Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, fiindcă pentru Dumnezeu toți sunt vii. Deci, practic, după moarte, sufletele celor credincioși se duc într-un fel de rai provizoriu, dacă puteți să-i spunem, numit sânul lui Avram, conform Luca 16. Sufletul nu adorme, sufletul nu doarme, sufletul nu moare, ci există deja un rai și un iad provizoriu. Pot să vă dau exemplu biblic. Imediat după ce a murit Lazar, cine l-a dus în sânul lui Avram? Scrie Biblia, îngerii, da? Dar pe alalt în foc. Hai să zicem că cineva ar muri acum, da? Undeva. Sufletul ăla nu e atât de prost să se ducă singur în flăcări, nu? Care, nu, să zicem, vorbind domenește, prostul ăla să se ducă în foc. Cu siguranță l-a dus cineva acolo. La fel pe Lazar, sufletul lui Lazar, cineva l-a luat de acolo și l-a dus în sânul lui Avram. Înțelegem noi aceste adevăruri? Nu există moartea sufletului, nici somn al sufletului.
Dar vreau să vă spun, Domnul Iisus Hristos ne-a făcut această făgăduință în Ioan 14. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce frumoasă promisiune este aceasta! Mă voi întoarce, ca unde sunt eu să fiți și voi. Nu este și aceasta indirect o promisiune a răpirii? Voi veni și vă voi lua. Apoi, în al doilea rând, fiindcă timpul trece și tace, aș vrea să abordez în timpul care îmi rămâne mai multe lucruri, deși pe scurt, răpirea este un eveniment uimitor. Răpirea este un eveniment uimitor. Privind la lumea care se destramă în jurul nostru, dacă ne uităm la știri, nu putem să fim decât deprimați. Atâtea promisiuni electorale, alegi pe aia, pe aia, da, de va fi ceva mai bun, nu va fi mai bun niciodată. Ne arată Biblia în 2 Timotei, capitolul 3, că vremurile de pe urmă vor fi vremuri grele. Lucrurile se vor strica și mai mult, vor derapa și mai mult. Urăciunea pustiirii va fi în locul preasfânt. Vor fi toate aceste lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le are scris în el, ca și un cuvânt de profeție. Toate acestea se vor împlini, fiindcă gura Domnului a vorbit. Lucrurile nu vor merge spre mai bine, ci vor merge din rău în mai rău. Înainte ca Domnul să-și așeze picioarele pe muntele măslinilor, El se va întoarce pe nori. Și fapte 1 cu 10, versetul 11, îi se spune aici, și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer. Pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, El trebuie să revină și acest lucru a fost făgăduit. Această afirmație ar trebui să ne încurajeze, fiindcă nu sunt doar părerile personale ale Apostolului Pavel, ci este promisiunea personală a Domnului Iisus Hristos. Dar ce înseamnă acest cuvânt răpire? Cuvântul acesta răpire, care vine din latinescul rapturo, înseamnă a prinde din mers. Imaginați-vă un alergător, cineva care merge, aleargă și vine o mână și îl prinde din mers. La fel va fi răpirea. Răpirea va fi un rapturo, va fi o prindere din mers. Răpirea bisericii va fi o prindere din mers a bisericii Domnului Iisus. Domnul Iisus își prinde din mers sfinții Lui. În Psalmul 50 spune atât de frumos, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Vedeți, va fi un rapturo, va fi o apucare, o prindere din mers a bisericii Domnului Iisus Hristos. Va fi un eveniment uimitor, știți de ce? Fiindcă va fi o invazie armată. Va fi o invazie armată a armatei cerurilor, a armatei Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos împreună cu sfinții Lui îngeri vor invada teritoriul lui Satan și Iisus își va lua ceea ce are El mai de preț pe acest pământ. Și ceea ce are El mai de preț este mireasa, este biserica. Suntem eu și dumneata dacă păstrăm până la sfârșit încrederea neclintită cu care ne lăudăm. Amin? Ajută-ne, Doamne! Va fi o invazie a forțelor cerului care vor arăta supremația și domnia lui Iisus Hristos și va smulge de pe teritoriul diavolului. Ce are el mai scump, și anume biserica. Apoi, în al treilea rând, aș vrea să vedem un alt adevăr și un alt principiu, răpirea. Cum va fi ea? Răpirea va fi selectivă. Ea este selectivă, fiindcă nu toți vor fi răpiți. Domnul e drept, El vine după ce este al Lui. Dar vreau să vă spun și fac aici o paranteză de ce am ținut să arăt acest punct. Fiindcă sunt unii care consideră că numai ei vor fi răpiți. Și s-ar putea să ai o chemare specială pentru rugăciune și Domnul să te binecuvinteze. Și să duc unii și nu lipsezi nici marți, nici joi, nici sâmbătă și la casă și așa. Și spune, no, zice, eu am mers acum în atâtea locuri, eu voi fi răpit, dar tu nu vei fi răpit. Dragul meu, dacă vii cu astfel de judecăți, vreau să spun în această dimineață, răpirea nu va fi neapărat calitativă, în sensul că cei care vor fi mai slăbuți, ei nu vor fi răpiți. Și pur și simplu aici această selecție are a face cu cei ce sunt ai lui Hristos, care au Duhul lui Hristos, care poartă chipul lui Hristos și cei care nu sunt ai lui Hristos, cei care sunt ai lumii acesteia. Vă rog să observați aceste diferențe pe care le face Scriptura cuvântului Dumnezeu. Sigur, este foarte bine
Și cu cât mai mult te apropii de Domnul, răsplătirea îți va fi mai mare. Dumnezeu te va răsplăti, El nu rămâne dator nimănui. Dar nu avem noi, cine suntem noi, ca să lansăm judecăți asupra fraților noștri? Eu, pentru că fac cu tare voi fi, și tu, pentru că așa nu vei fi răpit. Această judecată nu ne aparține nouă, ci ea este la latitudinea lui Dumnezeu. Și Sfântul Dumnezeu va face selecția Lui. Noi știm un lucru, că temelia tare a lui Dumnezeu are pecetea aceasta, 2 Timotei 2,22. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Domnul cunoaște pe cei ce se încred în El. Dar, revin, cu siguranță, noi va trebui să avem Duhul lui Hristos, să fim plini de Duhul Sfânt, care ne va da putere să rămânem în picioare. Că atunci, în acel moment al răpirii, Domnul să ne găsească vrednic pentru răpire. În Ezechiel, capitolul 9, apare o ilustrație foarte interesantă. Cineva cu o călimară la brâu avea fața unui fiu al omului. A trecut prin cetate și a făcut un semn pe frunțile și pe mâna dreaptă a celor ce suspină și gem, din pricina tuturor urâciunilor care se fac pe acest pământ. Vreau să spun, dacă nu ești unul din aceia care suspină și geme, când aude toate aceste urăciuni, toate aceste legi mizerabile care se dau, eu nu știu dacă ești cu adevărat purtător al chipului lui Hristos. Dar știu un lucru, că orice purtător al chipului lui Hristos și orice copil al lui Dumnezeu, botezat și umplut cu Duhul Sfânt, el se va întrista cu siguranță de toate aceste lucruri. Ce spuneți despre Lot? Spune că el își chinuia în toate zilele sufletul lui neprionit din pricina celor ce vedea și auzea. De aceea, momentul acela al răpirii va fi un moment solemn în care Domnul își va ridica biserica lui. El va face selecția în acea zi. Apoi, în al treilea rând, răpirea va fi una instantanee, una rapidă, bruscă sau dintr-o dată. În greacă, cuvântul răpire este harpozo. Dacă spuneam că în latină este rapturo, în greacă cuvântul răpire vine din harpozo, care pur și simplu înseamnă a apuca un lucru cu iuțeală din calea unui pericol, adică a-l salva din calea unui pericol. Și vreau să vă spun, acest pericol este mânia lui Dumnezeu, care a dat șanse oamenilor să se pocăiască. Mânia lui Dumnezeu în momentul răpirii va ajunge la culme. Dumnezeul nostru, care este îndelung răbdător și vrea ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință, răbdarea Lui are un sfârșit. Și când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu va ajunge la culme, atunci va veni răpirea, pentru că urmează să se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu. Și așa cum spuneam și cum anticipam, Dumnezeu nu vrea ca biserica, copiii Lui, să sufere mânia lui Dumnezeu. Sigur, cu siguranță că biserica va suferi și mulți vor fi prigoniți, pentru că spune cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, tot așa s-a întâmplat, se va întâmpla Aidoma și spune că vom fi prigoniți. Și în Ioan, capitolul 16, spune că unii care vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ, li se va părea că aduc jertfe lui Dumnezeu. Dar va fi o moarte onorabilă. Nu este nimic mai onorabil decât să mori pentru Hristos. Dar vreau să vă spun ceva. Mânia lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, nu vor vedea. În Matei, capitolul 24, cu 31, spune, El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Deci acesta este un pasaj, un verset foarte clar, care arată despre răpire. În 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel, făcând referire la momentul răpirii, ne spune, iată vă spun o taină, nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Nimeni nu va ști dinainte acel moment. Pur și simplu el se va întâmpla. O mamă sau un tată se va duce la lucru în acea zi, crezând că este ziua lor obișnuită. Și pur și simplu, dacă sunt în Hristos, sunt credincioși, ei vor dispare. Sigur, unii s-au dus mai departe cu analogiile și vă puteți imagina ce catastrofe vor fi când șoferi creștini vor fi răpiți. Mă rog, dar nu este scopul meu în acest mesaj ca să anticipez ce va fi după. Scopul meu este să ne pregătim pentru, nu ce va fi după. Să lăsăm în seama Domnului ce va fi după. Totul va avea loc la clipeala ochiului. Clipeala ochiului este tradusă din atomon, care înseamnă literal ceva ce nu se mai poate divide.
Grecii credeau că atomul este cea mai mică particulă, sigur, noi acum am învățat despre electroni, protoni, neutroni și antiparticule și așa mai departe, dar ei credeau că atomul este cea mai mică particulă care nu se mai poate divide. De aceea, cuvântul acesta, atomul, în acea clipeală, se referă la acea vibrație a atomului, care se spune că este o șesime de nanosecundă. O nanosecundă este a mia parte dintr-o microsecundă. O microsecundă este a milioana parte dintr-o secundă. De 10 la puterea minus 9. Este a șasea parte, această clipită de ochi, ca și moment în care se va petrece răpirea. Nu vei apuca să-ți iei rămas bun, nu vei apuca să discuți nimic. Pur și simplu, nici pognitura din degete este lungă ca și timp față de momentul în care va avea loc răpirea. Și fac aici o paranteză, unii care nu înțeleg acest lucru, auzeam această întâmplare, soțul creștin aude lătrat de câini, undeva după miezul nopții, la ora 2. Ia lanterna, se coboară tiptil din pat să nu-și trezească soția și fiicele care dormeau într-un pat alăturat și se duce să vadă de ce bat câinii, de ce latră câinii. Sigur, i-a luat ceva timp să analizeze gardurile, nu știu ce, se întoarce înapoi, dar n-apucă să se întoarcă. El ce vede în casă? Pe geam, când se apropie, soția cu fetele s-au pus pe rugăciune de să cutremurau podelele. Intră și el tiptil, nu, se pune și el la rugăciune. S-o gândi că e ceva important, s-au avut un coșmar, s-au descoperit, să roagă și el. Pe ce se termină rugăciunea? O, dragule, zice, ce bine pare că te văd, ești aici. Dar ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Păi zice, nu te-am văzut la două noapte în pat și am crezut că o veni răpirea. Dar zice, dragă, zice, nu mi-ai văzut chipiu acolo. O, bieți oameni, o, bieți oameni. Cât de... Ei cred că atunci când vine Domnul, mai interesează chipiu și cizmele și astea. Vedeți câtă lipsă de învățătură este în acest sens. Ei cred că Domnul mai pasă de chipiul tău și de ce ți-ai cumpărat și geanta de la Louis Vuitton și nu știu ce. Păi Domnul nu-l interesează lucrurile astea. Domnul te ia de unde ești așa cum ești, amin? Slăvit să fie Domnul. Apoi aș vrea să vedem în al patrulea rând, răpirea este întâmpinarea personală a miresei de către mire. Vreau să observați că multe lucruri Dumnezeu le face prin îngerii Lui. Își trimite îngerii și ei fac una, fac alta. Ei sunt duhuri slujitoare trimise, vederea celor ce, nu? Sunt ca să moștenească mântuirea. Dar de data aceasta spune că Domnul însuși se va coborî din cer cu un strigăt. Aleluia! Acest moment al răpirii, Domnul nu vrea să-l atribuie îngerilor. Este un moment care îl onorează pe Domnul nostru. El personal se va coborî din cer și spune răpirea, vreau să o declanșez eu, Domnul, și nu îngerii. Răpirea este momentul care l-am așteptat de atâția ani, de atâta timp, deși pentru Domnul nu este timp. Dar l-a așteptat acest moment și Domnul personal, spune aici Apostolul Pavel, se va coborî din cer cu un strigăt, cu strigătul unui comandant. El strigă spre cerul sus și spre pământ ca să judece pe poporul său, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă, Psalmul 50, versetele 4 și 5. Atunci se va auzi acea strigare din Matei 25, iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. De data aceasta, Domnul, când vine a doua oară, vine însoțit de îngerii săi cei vrednici. Pentru că Biblia ne spune aici că se aude o voce de arhanghel, probabil va fi însoțit de arhanghelul Mihail, un nume pe care îl cunoaștem din Biblie. Dar scopul și cert este ca noi să înțelegem că este atât de onorabil acel moment, atât de mult îl onorează pe Domnul, încât Domnul însuși personal vrea să-și atribuie această onoare, să vină după mine și după tine, după mireasa, după biserica Lui, pe care Domnul să ne ajute să ne găsească vrednici, veghind, stând tari, stând treji și tari în credință. Ajută-ne, Doamne! În al cincilea rând, răpirea este una transformatoare. Ce se va întâmpla când suntem luați? Mai întâi vor învia cei morți, pentru că morții au prioritate. Spuneam că-s la 2 metri sub pământ și le dă cuvântul prioritate. Iar noi vom fi luați pe când suntem încă în viață. Dar aș vrea să vă spun, numai cei ce au murit în Hristos vor fi schimbați în trupuri de slavă.
Nu numai cei ce au murit în Hristos, ci și cei care vor fi rămași în viață, într-o clipeală din ochi, am arătat deja în 1 Corinteni, capitolul 15, și nu este singurul pasaj, ci în Filipeni 3:20-21, Apostolul Pavel vorbește despre același lucru. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite. Vă rog din nou atenție cum citim Biblia. Sunt unii, am mai auzit, spunând ce va schimba smerenia noastră. Care e smerenia noastră? Că noi dacă e smerit, pentru tine e smerit. Dar e trupul stării noastre smerite. Adică trupul acesta omenesc este o stare, este mai prejos decât îngerii. Îngerii sunt, ființele angelice, sunt mai presus decât oamenii. Dar cei răscumpărați, sigur, ei vor domni și peste îngeri. Și chiar zice, nu știți că noi vom judeca pe îngeri. Dar aici Pavel spune, va schimba trupul stării noastre smerite. Este o stare care este de la creație și îl va face asemenea trupului slavei sale. Nu va transforma smerenia noastră, nu, ci trupul stării noastre smerite îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are, ea supune toate lucrurile. Acel moment va fi un moment de glorificare a credincioșilor. Ceea ce am trăit până atunci prin credință va deveni realitate. Nu vei mai avea nevoie de credință, frate și soră, pentru că îl vei vedea așa cum este. Îl vom vedea așa cum este. De ce este nevoie această transformare? Știți de ce? Fiindcă cu ochii aceștia, cu trupul acesta, n-ai cum să-L vezi pe Domnul. Gândiți-vă puțin la Apostolul Pavel, pe drumul Damascului, fostul Saul, când vede acea lumină cerească. S-a mai putut uita cu ochii ăia. Nu s-a mai putut uita. Trimite Domnul pe Anania, Anania unge ochii să vadă că a avut contact cu Prințul Cerului, cu Iisus, glorie Lui. Și când îl vezi pe Iisus în gloria Lui cu ochii ăștia, rămâi orb. Rămâi orb. De aceea, carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Isaia în capitolul 64, o, de Te-ai coborâ, Doamne, s-ar topi munții înaintea Ta. Cum să-L întâmpin Tu pe Domnul cu carnea și sângele acesta? Vedeți, avem nevoie de o transformare. Dar Domnul ne dă trupuri asemănătoare cu a Lui. Ce har! Ce har măreț! Te uiți în fiecare zi în oglindă și poate, dacă nu ți-o spun alții, vezi tu că de fiecare dată mai vezi câte o șuviță căruntă și sigur, na, cultul pentecostal la femei zice, ok, vopsiți-vă în culori naturale, la frați, nu prea, mai ales la slujitori, e nu și la noi se vede mai mult. Mai vezi cărun, mai vezi acolo, te zici dimineața, simți, oh, ce mi-o pocni genunchii, nu te mai poți ridica bine din pat, te dor genunchii, nu? Și când ți se propune un corp nou, cine n-ar vrea un corp nou, nu-i așa? Vedeți, acel corp nou, nesupus putrezirii, îl vei primi în momentul răpirii, slăvit să fie Domnul. Vom primi un trup de slavă. Nu vor mai fi lacrimi, nu te vor mai dura genunchii, se va duce artrita, reumatismul, bolile de inimă. De toate acestea vei scăpa. Și în al șaselea rând și ultimul, răpirea va fi un moment plin de bucurie și cu acest ultim gând închei. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă deci unii pe alții cu astfel de cuvinte. Este, frați și surori, există vreo diferență? Domnul este cu noi și noi vom fi cu Domnul? Da, există o diferență. Pe acest pământ, Domnul este cu noi. Este la dreapta noastră să nu ne clătinăm. Ne-a scos din atâtea încercări și ne dă biruințe ca să nu cădem, să rămânem în picioare. Dar dacă acum îl simțim pe Domnul și atât de bine când sunt clipe, când simți că Domnul e lângă tine, da să fii tu totdeauna cu Domnul. Imaginați-vă, fraților, extazul bucuriei când vom fi întotdeauna cu Domnul. A văzut Ioan acea mare gloată în Apocalipsa 7:9, pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, seminție, limbă, norod, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie, înaintea mielului, îmbrăcați cu haine albe. Aceea este biserica răscumpărată dintre neamuri. Și Iov spune, și închei cu acest lucru, în capitolul 19, versetele 25-27, și aș vrea să fim în asentimentul lui, să avem acea dorință pe care avea Iov. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Sufletul dumitale. Tânjește el după Domnul? Sau tânjește imediat stăm la biserica, nu unde mergem, ce numai avem numai... Oare, ok, mergi frumos, dar sufletul tău tânjește el după Domnul?
îl dorește sufletul tău pe Domnul, eu cred că răpirea va veni în curând. Nu știm exact când, dar știm că ea trebuie să aibă înainte ca picioarele Domnului să atingă pământul. Și marea întrebare care se pune, ești tu pregătit? Sunt eu pregătit pentru răpire? Ajută-ne, Doamne, să fim cu toții pregătiți pentru revenirea Ta. Amin. Domnul să te binecuvinteze. Vă invit să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru cuvântul Său. Să mulțumim Domnului că atunci când S-a înălțat la cer, nu ne-a lăsat singuri, ne-a dăruit Duhul Său cel Sfânt, care este cu noi și în noi și care ne ajută să fim gata pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. Amin. Tată care locuiești în cer.